Rămânem în Statele Unite și vorbim despre președintele Joe Biden, care l-a sunat pe Benjamin Netanyahu să discute despre obiectivele armatei israeliene în fâșia Gaza. Președintele american i-a cerut premierului israelian să-i protejeze în continuare pe civili, nu i-a cerut un armistițiu. Are detalii în legătură cu această discuție colegul meu Claudiu Ștefan de la secția externă Antena 3. Claudiu, te ascultăm. Bun găsit, Maria. Joe Biden l-a sunat pe Benjamin Netanyahu ieri la o zi după ce Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție care, citez, cere tuturor părților să autorizeze și faciliteze trimiterea imediată, sigură și fără opreliște a unui ajutor umanitar la scară mare în fâșia Gaza. Însă nici rezoluția ONU votată vineri nu îndeamnă la un armistițiu între Israel și Hamas. Președintele american spune că Casa Albă a subliniat însă nevoia crucială de protejarea populației civile, inclusiv a celor care contribuie la operațiuni de ajutor umanitar și importanța de a le permite civililor să părăsească în securitate zonele în care continuă să se desfășoare lupte. Șeful statului american a declarat însă anterior unor jurnaliști, în timp ce pleca de la Casa Albă pentru a petrece Crăciunul, că a purtat o discuție lungă și privată cu premierul israelian, pe care a catalogat-o chiar și el ca fiind o discuție privată, însă a spus: eu n-am cerut un armistițiu. În momentul în care a fost întrebat despre acest lucru, Casa Albă mai scrie într-un comunicat că cei doi lideri au discutat despre obiectivele și fazarea campaniei militare israeliene în fâșia Gaza și despre probleme de securitate. Este vorba în principal, după cum spuneam, de ajutoarele umanitare, a căror intrare în fâșie Gaza este controlată de către Israel. Sosește cu porții ajutorul umanitar din Egipt pe la postul de frontieră Kerem Shalom și este cu mult sub nevoile uriașe din enclava palestiniană devastată de lupte de peste două luni.